Iată că au trecut 4 ani de zile și în mod firesc astăzi trebuie să facem alegeri pentru o nouă conducere a organizației municipale. În acești 4 ani de zile, pe lângă multe alte provocări, cele mai importante au fost în ultimii 2 ani de zile, în perioada în care am avut 4 runde de alegeri în 2 ani. În 19 iunie au avut loc alegerile pentru organizația Partidului Național Liberal Drobeta Turnu Severin. Peste 300 de liberali s-au strâns la Palatul Culturii Teodor Costescu pentru a-și vota liderul și echipa care îi va conduce în următorii ani. Iată că după 4 ani e timpul ca membrii organizației PNL Drobeta Turnu Severin să aleagă o nouă conducere. Eu pot să vă spun că rezultatele pe care le-am obținut la nivel local în ultimii ani de zile cu această organizație municipală au fost unele foarte bune, iar rezultatele le putem detalia, dar nu e cazul acum și o vom face cu siguranță cu altă ocazie. Eu am ferma convingere că echipa care va fi aleasă astăzi în cadrul acestor alegeri va fi una care va face performanță pe plan local la alegerile din 2024. Să nu uităm că în 2024 vom avea 4 rânduri de alegeri, iar noi vom fi pregătiți să ne înfruntăm. Daniel Cârjan a participat din nou la alegeri și s-a bucurat de susținerea președintelui Partidului Național Liberal, filiala Mehedinți, Virgil Popescu. Îl susțin pe Daniel Cârjan într-un nou mandat ca și președinte al organizației municipale și împreună cred că o să putem să ajungem, să găsim cea mai bună soluție în așa fel încât PNL Mehedin să devină primul partid din județul Mehedinți. De asemenea, candidatul Daniel Cârjan a fost susținut și de prefectul județului Mehedinți, Cristinel Pavel. Am avut și voi avea în continuare o colaborare foarte bună cu Daniel Cârjan, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere politic. Daniel Cârjan este un politician pur sânge, un lider serios, inteligent, competent, responsabil și mai ales are o calitate care îl definește. Este tenace. Îl admir pentru modul în care a înțeles să facă politică printre oameni și pentru oameni. Totodată, deputatul PNL de Mehedinți Dumitru Mărculescu și senatorul Stella Firu au ținut să le mulțumească membrilor Partidului Național Liberal pentru efortul depus în campania electorală. Într-un așa format nu ne-am văzut de foarte multă vreme, din motive obiective, și n-am să ratez nicio acest prilej să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați depus în campania de la parlamentare. E votul noastră fiind integrat în rezultatul extraordinar obținut de PNL Mehedinți, adică, mai lesne spus, un senator și 2 deputați. Vă mulțumesc pentru munca implicată, vă doresc succes astăzi și să nu uitați, dragi conducători ai organizației municipale și nu numai, și județene, să nu uităm, puterea ne-o dau oamenii. Avem o responsabilitate față de ei, pentru că tot ei ne-o pot lua. Vă mulțumesc! Daniel Cârjan a câștigat detașat și acest mandat de președinte al organizației și își propune să dezvolte echipa organizației liberale pentru a oferi o alternativă credibilă și pentru a câștiga alegerile din 2024.